Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit într-un nou clip. Astăzi vreau să vorbesc un pic cu dumneavoastră despre refluxul acid de la stomac și cum poate el influența problemele respiratorii. Pentru că refluxul de la stomac nu e numai un disconfort care ne dă senzația de așură în piept. Poate să dea și probleme respiratorii. Adică poate să dea probleme cu o tuse cronică, o tuse care nu trece, uneori poate să fie explicată de un reflux acid de la stomac. Uneori poate să dea probleme în sfera orele. O rinită cronică poate să fie legată de, o sinozită cronică poate să fie legată de refluxul de la stomac. Și este o problemă foarte frecventă, pentru că foarte mulți oameni suferă de această situație, că au acel reflux. Vine înapoi de la stomac un pic de aciditate și irită căile respiratorii și superioare și inferioare. E o problemă mare. Haideți să vă citesc un comentariu pe care l-am primit, că e interesant așa de, de explorat un pic. E un comentariu ceva mai lung, dar am să încerc așa să dau o părere. Bineînțeles, nu sunt medicul persoanei din acest comentariu, nu, nu știu situația întreagă, dar încerc să dau așa, ca o idee generală, ce ar putea să fie și eventual, nu știu, să discutați. Adică recomand persoanelor care îmi lasă comentarii întotdeauna să meargă să vorbească în localitatea unde sunt cu un medic concret pentru niște sfaturi aplicate la caz, ca să poată să facă ceva concret. Deci, bună ziua, domn doctor, am și eu o problemă, am reflux gastrointestinal, iar nu întotdeauna mă supără, doar seara și mai rar am luat un tratament. Cât timp am luat acel tratament, nu mai am reflux, dar am arsuri, țin cont de ce mănânc fără prăjeli, de o vreme am așa o intimidare, îmi vine de la, din stomac și mă oprește respirația și încep să tușesc. Nu întotdeauna, câteodată, fără să fiu răcită sau uh, vreo problemă, dar simt că din gât îmi vine acea tuse seacă când mă culc și mă prește respirația. Mă gândesc că aș avea ceva în gât, nu mă doare, dar simt o scăciune și zgârietură cu flegmă uscată. Dacă adorm cu fața în sus, sforă, mă trezesc cu dureri de cap, ce-o fi? Mă rog, sunt mai multe lucruri aici, nu-i numai refluxul, poate, dar mă rog. Până ajung la doctorul de familie, până mă programează, trece vreme, am 64 de ani, nu am nimic altceva. Sunt sănătoasă, am lucrat până acum două luni. Mulțumesc din suflet, domn doctor, am ascultat așa tot dragul ce ne-ai spus mă abonez, mă mai să vă mai ascult. Mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc frumos, foarte frumos comentariu și mesajul de la sfârșit. Uh, apreciez uh, comentariul dumneavoastră. Vreau să vorbesc aici un pic. Să, a, bineînțeles, în situația asta eu cred că sunt mai multe probleme decât doar stomacul. De asta zic, întotdeauna mergeți la medic, vedeți care e problema. Uneori s-ar putea să porniți cu o problemă că aveți o chestie cu acidul de la stomac, dar s-ar putea să mai fie și alte lucruri, nu știu, care se, se întâmplă acolo. Uh, cu, mă rog, nu știu, cu sforăitul aici, există și această boală care se cheamă apnea în somn, care poate să ne ducă uneori la această situație în care ne trezim cu dureri de cap, că dormim un pic ne... nu cum trebuie. În fine, este pentru un alt videoclip cu apnea în somn, dar legat de arsurile acestea de la stomac, deci ceea ce descrie doamna Ana aici, poate să fie într-adevăr o situație în care refluxul, în momentul în care se pune în pat, vine un pic de acid. Când stăm culcați orizontal, vine un pic de acid, urcă, îl inhalăm în căile respiratorii și bineînțeles poate să ne dea o senzație de tuse, de iritație, poate să irite corzile vocale, căile respiratorii, gâtul aici poate să fie iritat de acel acid, pentru că acidul din stomac este foarte puternic, este acid clorhidric. Deci mai ales dacă vine acel acid în locul în care nu trebuie să fie, în stomac este bine controlat acidul, nu e nicio problemă. Când urcă mai sus în căile respiratorii poate să le irite. Și da, poate să fie o, o situație destul de dificilă, pentru că, da, într-adevăr, poate să dea o dată direct acidul de la stomac care intră în căile respiratorii, inhalăm în căile respiratorii, bineînțeles, ne dă o tuse. Dar ce se mai poate întâmpla este că poate să urce și în căile respiratorii superioare, să dea o, o problemă cu o rinită cronică, unde încep să apară și niște secreții care curg apoi în spate. Le, și ele, la rândul lor, pot să irite căile respiratorii. Deci, problemele se pot cumva adăuga una peste alta și ajungem să avem o situație destul de dificilă. Ce spune aici doamna Ana este foarte bine. Deci, primul pas dacă suferiți de reflux acid de la stomac este într-adevăr acest lucru, să țină, ținem cont de ce mâncăm. Este foarte, foarte important. Deci, dieta este esențială. Dacă suferiți de reflux acid de la stomac, s-ar putea să nu-l puteți rezolva complet. Unele persoane suferă, de exemplu, de hernie hiatală, care este o herniere a părții superioare a stomacului. Se întâmplă destul de des, multe persoane au acest lucru și au un reflux aproape tot timpul și este o problemă mecanică. Nu prea se poate corecta acea aciditate complet, dar dacă avem o dietă mai bună, scade cantitatea de regurgitație, de reflux care, care vine înapoi. Uh, deci, dacă, mânc... bine, ideea că să mâncăm fără prăjeli și lucruri de acest gen este foarte bine, este foarte sănătos pentru o din punct de vedere al sănătății cardiovasculare și lucruri de acest gen. Dar, pe de altă parte, nu e numai asta. Deci, în general, trebuie evitate mâncărurile care vă dau reflux. Asta este prima chestie. Nu vreau să vă spun din prima ce anume să nu mâncați, pentru că diferă uneori de la om la om. Pentru unele persoane pot să fie mâncărurile foarte acide. Pentru unele persoane pot să fie mâncărurile foarte iuți care dau refluxul. Pentru alte persoane pot să fie lactate, produse lactate, de exemplu, mâncate seara. Deci depinde foarte mult să încercați să vă cunoașteți corpul și să vedeți cam ce vă dă reflux. Acum, semne de reflux care ați putea să vă gândiți că există acolo și puteți să vă orientați așa un pic, ar fi, dacă dimineața vă treziți și aveți în gură un, un gust acru, amar, lucruri de acest gen, sau vă treziți noaptea din somn și aveți acest gust acru, amar în gură, este probabil un semn că există un pic de reflux. Bine, mai pot să fie și alte lucruri pentru care se întâmplă acest lucru, dar în general este așa ca o, ca o idee. Dacă în unele zile da, în unele zile nu aveți acest gust, poate să fie o, o, metodă prin care să vă dați seama cam ce anume ați mâncat cu o zi înainte și v-a dat acel reflux în timpul nopții, ca să puteți controla. Deci întotdeauna e bine dieta să vă adaptați așa ca și în funcție de preferințele dumneavoastră alimentare, ce E bine pentru corpul dumneavoastră. Așa să vă mai faceți eventual un jurnal de dietă, ce ați mai mâncat, ce v-a făcut bine, ce nu v-a făcut bine, sau măcar așa în mintea dumneavoastră să țineți minte ce este bun și ce nu. Acum, pentru a limita refluxul, gândiți-vă că este o problemă mecanică. Deci vine din stomac, urcă niște acid. Cum putem să-l mai oprim? Dacă tușim în momentul când ne întindem în pat, ne vine înapoi când ne întindem în pat. Primul pas ar fi să ne gândim cum să dormim cu partea de sus a corpului, cu toracele, ceva mai ridicat. Da? Deci să ridicăm un pic pieptul. Multă lume se gândește în primă instanță să pună mai multe perne. Poate să funcționeze la un moment dat dacă punem mai multe perne, dar personal eu vă spun că dacă îmi pun mai multe perne sub cap, am tendința ca să dorm cu gâtul așa, înclinat și pieptul e tot plat. Și mă trezesc și cu o durere de gât după aia, dacă am prea multe perne. Deci depinde de dumneavoastră. Adică dacă reușiți cu niște perne, puteți. Există de cumpărat uneori, se găsesc, am văzut, nu știu, eu stau în Anglia și se mai găsesc pe internet niște perne triunghiulare, așa, care se pot pune cumva sub spate un pic și ne ajută să stăm mai ridicat. S-ar putea să găsească și în România. Dacă nu, altă variantă și mai simplă, să dăm așa un unghi de 10-15 grade la partea de sus a saltelei, putem să punem ceva, o pătură rulată sau ceva fix sub capul uh, patului, cum ar veni, sub saltea, ca să ridicăm salteaua cu totul, ca să avem acel plan înclinat, o ca să nu uh, avem, nu știu, pernele acelea care alunecă, se mișcă și ne trezim de fapt sub ele. Mă rog, dar asta ar fi o variantă. Altă chestie, deci pe lângă această postură mecanică, să ridicăm așa 10-15 grade ușor, să dormim un pic mai sus, ca să mai ținem prin gravitație acidul în stomac, foarte important să încercați să evitați mâncărurile foarte bogate, importante, înainte de culcare. Deci, cred că așa, dacă din bătrâni se recomandă să luăm cina, nu știu, pe la ora 8, nu știu, cumva, înainte să ne culcăm cu vreo 2-3 ore, cam așa se recomandă. E o recomandare foarte bună. Deci, este o dietă bună. Mâncăm cina, dacă avem o cină bogată eventual, să nu mâncăm înainte să ne băgăm în pat. Eu vă spun asta și din experiență și eu pățesc chestia asta. Deci dacă vin undeva, am o zi lungă și ajung acasă târziu, mă iau cu una, alta, mă mai văd eu, mă mai la un film ceva și mănânc ceva acolo în timp ce mă uit la film și după aia mă duc direct la culcare, nu mă simt prea bine. Deci, dacă puteți să lăsați vreo 2-3 ore înainte de culcare să nu mâncați nimic. Pentru că asta va reduce cumva cantitatea de mâncare din stomac și mai mic riscul să vină acel acid înapoi. Asta ar fi o altă chestie. Ce s-ar mai putea face? Ce s-ar mai putea face? Așa. Cu produsele lactate, v-am spus că asta e o problemă. Altă chestie, în special seara. Pentru unele persoane, produse acestea lactate, seara s-ar putea să nu vă facă bine cu refluxul. Nu e nu numai pentru toată lumea, nu e regulă. Pentru unii s-ar putea o cană de lapte seara să fie mai bună decât orice. Deci depinde. De asta să vă ghidați bine. Dar ce vreau să spun? Așa, legat de greutatea corpului. Este foarte important. Gândiți-vă că din noi e o problemă mecanică. Dacă aveți foarte multă greutate în partea asta, aveți, nu știu, abdomenul un pic mai plinuț, gândiți-vă că toată acea greutate, când vă întindeți în pat, apasă pe stomac. Și, bineînțeles, poate să vină un pic mai mult reflux înapoi. Deci încercați întotdeauna să aveți o greutate corporală normală. Greutatea corporală normală, Trebuie să vă gândiți. Deci, un index de masă corporală undeva între, nu știu, 20, 30 maxim. Deci, indexul de masă corporală se calculează împărțind greutatea în kilograme la înălțimea în metri la pătrat. Haideți să, să vă scriu undeva ca să că puteți să calculați și dumneavoastră. Sunt și calculatoare pe internet, pe telefon, chestii de acest gen. Dar haideți să, să, vă pun un, uh, pentru un document. Deci dacă vreți să faceți calculul, e foarte simplu, da? Așa, pentru toată de Deci cum ar veni? Să scriu aici, deci... Uh, să dau un exemplu, stați că n-am -am, -am, -am un document pregătit, îmi pare rău. Uitați că dacă l-aveam, gata, stați că aici mă jucam cu ceva, era mult mai ușor. Dar scuzați că vă pierd timpul. Deci, în, să spunem că avem o greutate în kilograme de, nu știu, cât să spunem că avem aici, 80, da? Bun. Deci dacă avem greutatea... Nu, asta e un exemplu care nu are legătură cu realitatea. Și înălțimea este, să spunem, ca să, să iasă calculul ușor, da? Facem așa. Deci înălțimea este de 2 metri. Deci cineva care are 200 de centimetri, da? Adică asta înseamnă că e egal 2,0 metri, da? Deci indexul de masă corporală va fi 80 împărțit la 2 la pătrat, deci asta, deci 2 la puterea 2. Adică exact cu 80 împărțit la 4 și egal 20. Da? Deci ar fi un indice de masă corporală normal. Dar am pus 200 ca să fie cumva să iasă la calcul ușor, să, să nu, nu mai gândim. Dar puteți să faceți acest calcul pe un calculator, așa. Și în general, un indice de masă corporală, aș zice 20-25 e normal, peste Între 25 și 30 se consideră un pic supraponderal, peste 30 deja ne gândim că lucrurile încep un pic să, să ia proporții, ca să spunem așa. Deci nu vreau să-mi vinuiesc pe nimeni, nu vă gândiți că indexul de masă corporală e tot ce contează, dar e important să aveți o greutate corporală normală. Eu vă spun aceste lucruri într-un mod foarte sincer aici. Nu, nu vreau să vă ascund ceva, să nu știu să jignesc pe cineva, vreau pur și simplu să vă spun că sunt niște fapte reale. E bine să avem o nu știu, o, o fizionomie normală. Și dieta e foarte importantă în controlul refluxului gastroesofagian. Bineînțeles, eu sunt medic pneumolog. Ce vă spun eu aici, nu e neapărat lege. Deci dacă dumneavoastră aveți probleme cu stomacul, cum scrie în acest comentariu, că mai sunt niște lucruri aici care nu sunt poate neapărat numai de la reflux, s-ar putea să mai fie și altceva. Discutați cu un medic în localitatea dumneavoastră, cu cineva care vă cunoaște cazul, să vedeți despre ce e vorba. Dar reflux e o problemă foarte mare și, din punct de vedere al bolilor respiratorii, multe sunt agravate de reflux. Asmul bronșic poate să fie mai prost controlat dacă avem un reflux care nu este bine ținut sub control. Nu știu, tusea cronică poate să fie cauzată uneori doar de aciditate de la stomac. Sunt foarte multe lucruri care se leagă de acest reflux acid nu e chiar așa de păcătos, de regulă se poate rezolva prin modificarea stilului de viață. Dacă nu merge cu modificarea stilului de viață, există întotdeauna pastile. Dar aici, încă o chestie, să mai fac o precizare. Multă lume când se gândește că are aciditate de la stomac, se duce și a bicarbonat sau lucruri de acest gen. Eu țin minte că mi s-a spus asta de foarte multe ori când învățam pe la facultate că bicarbonatul, într-adevăr, tamponează acidul. Dar Stomacul are nevoie de acid și va încerca să combată acel tampon al bicarbonatului și va produce și mai mult acid. Ceea ce, va, ce se cheamă rebound acid este o, un reflex de a produce și mai mult acid când dăm bicarbonat. Deci există tratamente mult mai bune inclusiv, nu știu, ranitidină, omeprazol, lucruri de acest gen care blochează efectiv producția de acid din stomac. Dar întotdeauna puteți să vă consultați cu medicul de familie să vedeți în cazul dumneavoastră ce tratament funcționează pentru reflux. Dar nu vă gândiți că o pastilă magic va rezolva refluxul acid de la stomac dacă nu faceți și modificările de dietă, pentru că mai există uneori și reflux care nu e acid. Poate să fie un reflux care și ăla să dea iritația căilor respiratorii, dar de fapt acidul să nu fie problema. Aici lucrurile devin un pic mai nuanțate, un pic mai complicate. Deci, de asta, încercați să controlați prin dietă, vorbiți cu medicul de familie, mergeți la o consultație dacă e nevoie la un gastroenterolog pentru a încerca să țineți problema asta sub control dacă vă dă probleme în sfera orele, în sfera pulmonară, pentru că poate să fie legată de refluxul acid. Sper că acest videoclip vi s-a părut oarecum interesant, e un pic mai lung, așa și mă scuzați că la un moment dat parcă am pierdut firul puțin, dar am încercat să vă spun cam la ce m-aș gândi eu dacă cineva suferă de reflux și cum ar putea el fi prevenit și controlat, ținut mai bine sub control. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez numai sănătate!